fost foarte, 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 foarte greu, foarte rău, că au fost avalanșe din astea, lucruri de nori, de când erau bătrâni noștri, tineri. A venit viitura și eu eram în casă cu nepotul de 9 ani și cu cumnatul meu de 74 de ani. Și am apucat să luăm niște acte ale casei cele noi și buletinele, atât. Ne-am îmbrăcat și am trecut prin apă până aici, între casa cea veche și casa de pe beci, și ne-am zgârcerat pe crapă și ne-am urcat sus la vecina. Toți? Câți erați în casă? 3 persoane, da. Și v-ați uitat cum a luat apa? La ce oră s-a întâmplat? S-a întâmplat vineri, 26 a 6-a, pe la orele 14 sau 15, cam așa ceva. Casa este acolo, da? Adică a fost, nu? Casa este aici, cea veche, care este, nu mai este bună de locuit, iar casa cea nouă, care e în construcție, este cuprinsă, este înconjurată de balastru, de tone de balastru și de piatră. În două camere, bucătărie și cămară. Și doar casa asta o aveți, nu? Da, și casa fetii și a băiatului aici în construcție. Și uitați cum a cuprins balastru și pietrele. Și acum cum? Unde locuiți? Ce faceți? Acum stau la vecina sus. Locuiesc la vecina, nu am unde locui, nu am unde sta. Toți 6? Nu, da, ne-am dus, dar băiatul acum s-a dus la muncă. Numai noaptea, la dormitor. Ziua, dacă mai munci de aici, pe lângă casă. Cumnatul meu mă stă în podul grajdului ziua. Și am un nepoțel de 9 ani care mi l-a luat o familie să mai stea pe la dumnealor. Deci sunteți dumneavoastră? Da, eu. Așa. Cu 3 copii, cu nepotul și cu un cumnat. 3 copii cu ce vârste? Fata are 29, cel mai mare are 33 și celălalt are 27. Așa, și... Acolo cum stați la vecină? Are camere, are spațiu? Mai are spațiu, dar v-a spus că băiatul stă la un patron pe parcașa, doarme. Cumnatul meu doarme într-o bucătărie, mai doarme și în pod, noaptea când e cald. Și eu cu nepotul am stat la vecina, dar acum e la o familie. De ce ați avea nevoie acum? În primul rând aș avea nevoie să mi se înlăture balastru și... pietrele de pe lângă casa cea nouă, că am muncit foarte mult, foarte mult am investit și am muncit și mi-aș dori tot aici să rămân, să-mi fac o cameră la etaj, pot pune ferestre, uși ca să pot locui. La casa cea nouă? La casa cea nouă, da. Casa cea nouă e la dumneavoastră spus sau? A fetei. A fetei. Bun, și autoritățile, a venit cineva, ce v-a spus, că bă, că nu s-a întâmplat nimic aici. Nu s-a întâmplat nimic, a venit domnul primar ieri și a spus că astăzi va veni un cartepilar și va înlătura de pe lângă casă. A spus că poate trimite și niște oameni să înlăture pietrele și balastru din casă, că este în primul dormitor și pe hol, în living, așa. Și până la ora actuală nu s-a prezentat nimeni, dar poate de acum înainte. Presupun că apa în casă a fost mare. Păi se observă că a fost până la... a fost, se vede. Nu mai știu așa dimensiunea, dar e cam de jumătate de metru și acum la ora actuală este mult peste tot. Vă aveți din ce, cu ce suporta cheltuieli, nu aveți, nu? Să... Nu. Dar eu sunt văduvă, nu am pensie și un băiat care este aici în sat, lucrează cu ziua prin sat, nu este angajat, iar cei doi copii sunt plecați în Anglia, dar de foarte scurt timp. Ei au plecat cu gândul să muncească, să facă bani, să termine această casă ca să putem locui. Pentru că această casă, eu nu am acte pe ea și nu este a noastră, este a socrilor mei și mai sunt surori care trebuie să mai vină aici, care mai vor să mai stea. Și acum cum gătiți? Cum? Sau aveți cu ce? Dar nu gătesc nimic pentru că nu am apă. Aici am avut hidroforul cu pompa și nu am apă. Ieri mi-a venit curentul, am tras un fir acolo la casa cea nouă. Nu am pe ce găti, nu am. Cei care vă pot ajuta, cu ce să vă ajute?
Am cu o mașină de spălat, de exemplu automatic, care se pot monta acolo sus și să trag apă, cu niște bănuți care cum pot, ca să pot cumpăra un șifonier, un dulap, să-mi pot pune hainele. Am salvat jumate din haine, jumate, uitați, sunt în mâl, nu le mai pot folosi, pentru că s-au pătat foarte tare. Uitați. Deci... Alimente? Alimente am mai primit, un frigider, unde se pot pune că este, cred că este ars, că l-am curățit ieri și e plin de mâl. Deci aceste lucruri care mi de strictă necesitate. Și trebuie să muncesc acolo, poate mai plătesc și eu știu din ce trimit copiii, să desfac acolo la hidrofor, să am apă în primul rând. Deci să am apă și să pot găti pe ceva, pe un aragaz. Știu că la primărie se spune că s-au adunat diverse lucruri și alimente, apă, ați primit ceva de acolo? Da, am primit apă, pâine, conserve, sandvișuri, am primit alimente, roșii. Cam pe cât timp vă mai puteți descurca? Da, mai mă pot descurca săptămâna aceasta, da, mă pot descurca, sigur că da. Și mi-a distrus ogorul. De la ogor mă hrăneam cu familia. Am pus porumb, am pus cartofi, ceapă, usturoi, roșii, pătrunjel, de toate am pus. Și nu mai am nimic. De la ogor mă hrăneam. Am în casă cu nepotul și cu cuminatul. Și el a fugit repede în podul grajdului, dar s-a urcat în pod pe ușă, vedeți cum m-a încărcat acolo. Iar eu cu copilul, până să mă îmbrac așa puțin și am luat atât buletinele și actele fetei de la casă, apa a năvălit și pe aici și pe acolo. Și stăteam acolo pe terasă și zic, măi, mă duc acolo ca să mă refugiez sus la etaj. N-am reușit, era apa foarte mare aici. Și atunci copilul a început să țipe, mama e nea apa, zic, lasă, poate nu ne ia, ori murim, ori trăim, haide să trecem. Uitați-vă, de aici încolo e la mine. Aici ar fi fost un gard, nu? Aici a fost un gard în continuare acelui. Vedeți, așa, încoace. Aici am avut fântână. Nu se mai vede, deci e acoperită complet fântâna. Coteți, veceu, toate, sloate, șuri. Vedeți, astea de la noi sunt duse acolo. Lemnele nu-s de la noi, însă aduse de apă. Șura aceea a fost aici, la dumneavoastră? Da, a fost aici, mai la vale puțin. Uitați-vă, așa este totul. Nu știu cum o să facem curat. Asta e problema încolo. Să zicem că ne mai salvăm noi cumva. Dar este imposibil, uitați-vă ce. Aici era un graj sau? Un graj, un ocol. Uitați-vă, la nivelul gardului a venit balastru. Aici am plecat, să fie acolo intrat apă în casă. Dar nu a stricat decât două camere. Două au rămas aproximativ intacte, foarte puțin dincolo. Deci, aveți unde locui? Eu am unde locui. Că locuiesc, uitați-vă ce e aici. Și dincolo, la fel, nu pot deschide ușa de câte s-au împrăștiat, câte s-au... Tot așa a fost și dincolo, în bucătărie a casei, dar am scos ieri, am reușit ieri să fac curat acolo. Și de ce ați avea nevoie acum? De ce ajutor ați avea nevoie? Cel mai, dacă mi-ar putea da cineva ajutor, aș vrea să-mi promită că de aici putem scoate balastru, că încolo mai muncesc eu. Sunteți singură? Nu, am soț. Copii? Am 3 copii căsătoriți. Clar că nu vă puteți descurca cu soțul dumneavoastră, nu? Nu. Doar dumneavoastră cu el. Eu 70, 72. Vârsta. Trebuie să lucrăm cu lopata, cred, cu nu știu cu ce, cu roabă, cu... Aici trebuie scos cu utilaje mari. Ați spus că n-ați văzut pe prefect, primarul a fost?
Cred că a fost și a văzut când se făceau lucrări pe aici, dar de special să vină n-a fost. N-a fost nimeni, nicio autoritate la dumneavoastră? Nicio autoritate, da, nu. Păi sunteți unul dintre cazurile cel mai rău lovite, ca să zic așa. Da, uitați-vă ce suprafață am aici. Deci dumneavoastră... Eu sper, nu acuz pe nimeni, eu sper doar atâta, că în viitor să pot... Să încerc în câțiva ani să fac ordine aici, cum a fost înainte. Ce ar fi urgent la dumneavoastră? Să se debaraseze molozul ăsta, pietrișul, balastul ăsta. Apă potabilă? Nu, nu aveți, nu? Să limpezească, ținem să limpezească. Acum nu aveți apă potabilă, nu? Nu. Ați avea nevoie? Păi, ia că este nevoie, dar apă potabilă este nevoie, sigur că e. Dar nu că pastrugii... Nu dau seama... Întâi au fost 130 de persoane evacuate. Unii au fost 130. 430 de persoane, au spus. 430 de persoane. A apărut informația sâmbătă. Sau duminică, cred că sâmbătă. Domnule, de aici nu a fost. Cum? Distrugeri mari? Da, cum? Distrugeri, nu ce râmpă și ea cu o vizită mare. Câte case au fost aici? Aici, și la ziua aici? Aici s-a băgat la ușor în casă apa, aici în parte în spațiu, în deșe, din coa s-a venit rupt și eu sunt două șapte în baie, pe rogi gardul ăsta de șimiet, că era aici ca șamat pe acolo. Foarte grav. Foarte grav. Am avut norocul că a venit ziua. Dacă vinea noaptea, era multă lume moartă și... A fost ziua. Apă este aici, apă de băut? Nu. Nu este. Că apă a adus apă de făcut mâncare, apă de asta. Cine a adus? Primăria. Primăria? Primăria a adus. Jandari, pompieri, mă rog. Consilieri, cu consilieri, cu toți. Deci ați avea nevoie de apă, nu? Nu vă... Păi da, apă nu-i! Apă nu-i! Unde? Aici stă sau? Aici, partea. Aici, partea. V-ați stricat ceva? Da, pe poate, pe de casă, pe de casă. Nu se vede, pe... Acolo, apă, prin grajă, la viti, ne-a luat porcul. Deci nu? Ați fost cel mai grav afectat din câte văd eu, nu? Da, și nu asta-i treaba. Dar cum s-a surpat în halul ăsta? Îmi trebuie chiar nici... A venit pe rău cu cel de la deal, de a venea lovit. Dar apa a scurt partea asta. Ăsta care curge și acum? Da. Deci curge de atunci, nu s-a mai oprit. Nu s-a mai oprit, dar aici afară e cu... E sec, nu este mai nimic, nu este. În vremea asta deodată, era mai mare cum e aici, la curând. Și cum faceți acum? Cum să facem? Cu mașinile rămase acolo. Ce să facem? Promisiuni sunt ca cât lumea, dar nu știu, că ar fi la anul, peste 10 ani. Câte mașini? 4 mașini văd? 4. Distruse, nu? Una să... Da, așa. Dar de locuit aveți unde locuit, nu? Avem unde locuit. Ca s-a intrat apă puțin, dar o scos. Și acum de ce ați avea nevoie, dacă ar fi? Nevoie măcar din materiale, ce faci calea de acces. Nu e nici cam de acces aici. Aici era un podeț, presupun, nu? Era pod de beton aici. Era pod. Acum dacă avea și materiale, le faci noi. Să avem, facem prima dată cale de acces. Păi a venit cineva, primarul? Nu. Nu a fost odată, când o plouat, atunci nu mai vine nimeni. Păi a fost prefectul aici, sâmbătă, nu?
a fost... Adică aici, adică în Farcașă? Da, vineri țară, a fost până la pod, acolo și-a plecat. Și atunci nu mai vine nimeni. A fost duminică, la Consiliul Județean cineva, tot până acolo de val. Și-a plecat și așa. De aici, la deal, nu vine nimeni. Vine dealul la vale și ne frică că vine în continuare. Ne-a supat aici toată recosta. Aici, o bucătărie de vară, tot ce-am avut. Acolo... Grajdă, învuteroată, porcul se grajdă. Am galo, s-o băgat bluză, un grajdă, distrus de tăia. Păi și acum pământul ăla, bă, că e oprit în casă, nu? Pământul e oprit în grajd și în casă. Bolțarul ăștia, tot Dumnezeu, ești în drumă. Când a început să alunece? După ploi imediat sau când? Atunci, când cu ploaia, în ziua de Sfântul Petru, când vine. A venit deodată așa, izbit? Deodată! M-am dus, am dat drumul la câini, am un cățel, un tatun ilegat. În grad n-am mai apucat să fac nimic cu porcul. Și uitați, viitorul a venit deodată, dar nu e frică, domnule, uitați-vă un pic, ca să vom pe scară. Că dacă mai vândem pe animați. În față pe râu, aici au venit bolovale vecini cu totul, dacă nu era grajd de lor, vineau toți în casă, pe toate părțile, distrusă. A venit primarul, a spus cuiva, a venit cineva? A venit. Și ce a zis? Pe toate părțile. Păi, dumneavoastră trebuie să fiți evacuată de aici. Bine, dacă vinea și dincolo, domnul meu, cu râu în față, aici au venit, au venit și aici. Dar mi-e frică, domnul meu, dar unde să mă duc? Am muncit o viață de om aici și eu. Soțul a fost, v-am zis, handicapat, a fost cu picioarele tăiete. Aproape și soară m-am chinuit. O murit acum de vreo lună jumătate, pensie n-am, nimic n-am, că și m-a întrebat de ce n-am asigurat casa, dar n-am avut cu ce. Pampers cumpără medicamente, cumpără spitale, îmi mure, pe locul, n-am mai avut cu ce. Magazia aici a fost, în față iar și aici a fost, o luat-o, o dus-o. Pochețul câinilor l-a luat și l-a dus. După iată, găinile l-a luat-o și l-a dus-o tot. Grajdui mai era o leacă și l-a dus iar și grajdui. L-a hâit de partea celălaltă, l-a hâit așa. Cu noi, patrâni, am și treabă. Dar ce era aici, doamnă? Ce aveți aici? Unde? Pe terenul ăsta. Păi era iarbă. Era curte, da? Nu, iarbă. Curte, acolo e... Iarbă, era o coale cu iarbă, se făteau din coace găinile. Păi așa ăsta, nu? Nu, așa l-am. Așa l-am, că acolo era. Și pe acolo loc. Toată apa de acolo vine. O venit așa aici. Am încercat eu dimineața cu bodotam să iei. Până... Am avut ieșire de acolo și a venit aici la noi, tot la grajd. A fost noroc că a avut trole. Eu putut ieși înapoi, că nu sunt fritate acolo. Și era o construcție aici sau? Da, o luat de șură de lemn, era șură de lemn, 30 de metri de lemn. Păi galatuși de pus în sobă, nu galatuși, le-am de pus în sobă. Uite, a fost așa de astea, uite aici au rămas vădouă, uite aici așa. Și le-au luat și le-au dus până la baraj, numai le-am de trebuie și ieșere. 30 de lemn, tăiați galatuși, că iar n-am pus oameni și tăie. Au avut tupeu și s-o băga, deci buldotan cu ier nu n-o face nimic. Cum e situația în comună, domn primar? Cum se vede? E... Cam câte case sunt afectate? Case inundate avem 11. 11? 11. Acum ce faceți aici? Evaluați, nu? Evaluăm comisia de evaluare, instituit prin ordinul prefectului și se constate cele relatate din... De când ați început evaluarea? Astăzi? Acum, de o oră. Am recuperat o borcă, dar digul care este afectat... Cu gardurile astea, atât îi trebuie dat ceva. Tot era îngrădit, era cu gard făcut. Uite, nu mi-a rămas o șerpe vechi din taranii. Da, să vedem cum o să...
cum o să faci. Mă bucur că nu se pierde de vieți omenești. Căutat să limitez pe cât posibil. Sunt bani la primărie pentru acoperirea... Deci eu s-o obișnuit. În 2012 și 2013 am avut pagubă de 56 de miliarde. Și 9 din lume să-mi dea un leu. Din contră mi-o tăiat bugetul pe... Este adevărat că cei de la Rom Silva au cerut bani de la primărie ca să intervină și ei să înlăture efectele inundațiilor? Nu, nu este adevărat. Nu deci bani prin motorină? Nu, nu este adevărat. Motorina, utilajele pe care firma de la satul mare mi-a sprijinit pe mine, dacă nu erau ei, era dezastru total. Am intervenit sâmbătă cu 4 utilaje mari și 6 bulbe excavatoare, pentru că aceeași era situația și la Sabasa, și la Soci, și la... Pe domeniul public sunt distrugeri, drumuri, sunt podeții? Drumuri, cam podeții... Cam câte drumuri? Păi avem Sociu, avem... Ca și kilometri? Platformele, de 4 kilometri. Poduri, podeți? Pod, avem unul distrus în totalitate la pier și podeți, 6-7 podeți. Este nevoie? Drumul pe Răupânti e rupt, nu se poate ajunge. Pentru ce afectați este nevoie de ajutor, nu știu, din partea... Din cele discuțiile care am avut cu oamenii, deci apă minerală și hrană, deocamdată nu a solicitat nimeni. Deci nu sunt nevoie speciale la Borca? Nu. Adică nu sunt nevoi speciali, nu s-o, nu s-o mediatizat Borca, ăsta a fost rolul, dar pagubile la Borca sunt mult mai mari și pericolul la care e expus Borca. Dacă ați văzut digurile de apărare, deci în cazul unei noi viituri, trebuie să dau evacuare toate, tot satul până în Borca. Thank you.